Poftea bună, negruți! Na, na, na! Dar uite că m-am mușcat. Nimișor, lasă-l în pace! Lasă-l în pace că e a nostru! Scrieți-ne în comentarii dacă și voi ați salvat vreodată un animal. Ne ducem la o petrecere! Copiii sunt la masă și bunici aici, părinți cu toată lumea. Florin e Masterchef! Avem aici salată cu toate legumele din grădină. Florina a adus apă caldă! Distracție mare aici! Bravo! Ia uitați ce-am găsit! Cea mai roșie căpșună! Elena! Mie dai prima bucată! Wow! Salutare și bine ați venit la un nou vlog cu Negruț! Am ajuns acasă de o zi și deja Negruț se simte în largul lui, în curtea noastră. Vă mănâncă, Negruț! Mâncă-te atâta de drăgălaș cum ai venit tu înapoi acasă! Fetelor, veniți să vă arăt pe cine am găsit! Ce drăguț! Dacă el ziua asta acasă, înseamnă că, într-adevăr, s-a întors. Iar eu am de întins multe rufe. Cred că am spălat 7 mașini de când am venit. Are căpușe. N-are căpușe. Uite, ce sunt ăștia? Ăștia sunt, ce sunt? Scaieți. Da, iubitul, da. Să le hrănim, să-l căutăm de puricei. Îl spălăm. Arată mai bine acum, Negruț, față de data trecută. Dacă vine pe acasă, sunt sigură că de data asta l-a hrănit și Vali. Hai, drăguțul, uitate, drăguț. Ia uite cum s-a băgat el aici. Așa. Poftea bună, Negruț. Mâncare nu prea mare, trebuie să mergem să-i cumpărăm. Iar eu mă străduiesc să pun pătura asta, nu știu cum să o pun, e prea mare. Am îndoit-o, acum să vedem dacă tot atârnă. Nu pleca! Nu poți să-i dai puscarul Mimi să nu mai plece. Eu cred că asta e una din probleme. Negruț simte miros de câine în curtea noastră și ne-a mai spus cineva, vedeți, aveți grijă, faptul că voi aveți un cățel în curte pentru pisică e un pericol. Dar cu toate astea, Negruț, no, no, no. Nu se plege. Dar uite că m-am mușcat. Negruț e obraznic. Unde? Aici. Negruț. Negruț a tras sângele, Nic. Păi nu, că n-am tras mâna. Dacă aș fi tras mâna, atunci m-aș fi zgriat. Uai, de ce se speri? Mamă, de unde pura? Uai de mine. Deci merge așa și... El stă bine acum. Îl lăsăm în pace, nu-l mai stresăm. Ne bucurăm că a venit acasă, că e bine, e sănătos. Scrieți-ne în comentarii dacă vă bucurați și voi odată cu noi. Și dacă credeți că Mimi e motivul lipsei sau absenței lui de la noi din curte. Fixat, am întrebat. De unde e Negruț, că nu l-am mai văzut de mult, nu mai vine pe acasă deloc. Și a apărut. În sfârșit am ajuns și noi acasă. Și după mă trage de păr. Nu așa că e foarte drăguță. I-am făcut și codiță. Și acum ne ducem la o petrecere. Oprim un pic pe Ari până când mami și tati sunt gata. Tati, tu ce faci? Păi, nu putem merge cu mâna goală. Așa că căutăm tricouri mari pentru că sărbătorita. E o fană destul de mare, dar are și un frățior, o surioară. Mai avem câteva tricouri pe care le oferim cadou. Nu avem așa multe tricouri brodate, dar am cumpărat de la Oradea o grămadă de tricouri nebrodate și le vom broda. Și le vom pregăti pentru voi. Depinde unde ne întâlnim cu voi. Bibu! Mergem! Ajută, tati! Opa, așa! Mic, gras, fără păr, fără bani și totuși femeile mă iubesc. Bebelușii. Cine credeți că e? Bebelușul, da! Amuzant! Suntem toți pregătiți de distracție. Am văzut în aplicația Mercedes Me, exact când m-am conectat la mașină, că astăzi este ziua imnului național. Nu știam că aplicația știe și ziua imnului. Așa că haideți să cântăm cu toții Deșteaptă-te române! Bă, bune! Deșteaptă-te române, din somnul cel de moarte. Hai că ne-am descurcat, nu? Scrieți-ne în comentarii dacă a ieșit bine. Dar ce să iasă bine? Imnul trebuie să-l știe, să-l cânte orice român, nu? Păi nu. Indiferent că are voce sau nu are voce. Sau indiferent că vorbesc sau nu română. Voi știți că în România sunt români care nu știu limba română? Mi s-a întâmplat să întâlnim. Copiii sunt la masă și bunici aici, părinți cu toată lumea. Ioana, tu ce aștepți? Cărnații. Cărnații. Poftă bună tuturor. Mulțumim. Și Ariela Adriana.
Mulțumim pentru babysitting. Plăcere. Plăcere. Oricând. Să vedem ce se mai întâmplă acolo. Nu știu dacă tati a tras un cadru, dar vă arăt eu grătarul. Ce faci, Florin? Florin e cu bunicul pe balansoar. Salut, Florin. Salut. Zic cu Ioana. Aici se face grătarul. Cine este master chef astăzi? Scarlătescu. Scarlătescu. Florin e master chef. Spor la treabă, Florin. Tati, tu cum ești? Suntem bine. Așteptăm să stăm la masă cu toți. Tu cu Gavi aici, la discuții, așa-i? Da, da, da. Facem planuri de casă nou. Wow. Oare cine intră astăzi în piscină? Fetele nu au costume de baie. Le dau eu, că am eu multe. Super! Îmi place cum vorbești cu accent. Tu vorbești tot cu accent? Da, românesc, cu scoțian. Tu vorbești clar, nu? Ăștia nici au accent. Avem aici salată cu toate legumele din grădină și mușdei de usturoi la fel. Poftă bună la toată lumea! Mulțumim! Mulțumim! Acum, după ce am stat la masă, mergem cu domnul Ștefan să ne arate grădina. Să vedem cât de mari sunt roșiile în grădina bunicului Ștefan. Ce aveți aici? Găinușe! Găinuțe! Uite acolo, du-te mai aproape, uite acolo, cimbru! Tropite doar cu lapte, un litru de lapte la 3 litri de apă. Am dreptate? Da. Fără chimicale. Fără chimicale, fără nimic. Uite, aia de acolo cât e de mare și ce culoare are. Ia uite cât e de mare. Vreau și eu. Da, e fix pentru nevoile personale, să zic așa. O zi prostie, așa. Teuța, în șosețele? Aia da. Poftim, Teo! Și aici avem roșii! Wow! Mai multe roșii! Bunicul are record de roșii! Record! Da, aici sunt albe, din cauza gheții. Da, din cauza gheții, da. Deci, din cauza gheții. Cât da. Rămân, rămân! Rămân! Și leuștean sau țelină, ce-i? Țelină, țelină! Țelină! Tati, ce părere ai de grădina bunicului? Mi-aduce așa aminte de vremurile pe care le-am trăit peste 20 de ani în urmă. Când aveam și copil. Noi. Da. Uite-o pe asta ce coaptă, ești frumoasă. Asta poate fi luat. Hai, ia-o. Ia-o! Ia, arată-ne. Wow! E foarte faină. Un castravete aici. Da, mare e. Și... Eu am zis că-s doblecei acolo, așa de mare castravete. Așa e soiul. Foarte fain. Da, da, bine. Ia uite cum se dă la pompă. Așa spălăm legumele. Foarte frumos. Bună! Cine n-a apărut până acum pe vlog? Eu! Tu! Bine! Eu! Încă unul. Doi, a apărut Ioana. Uite, ea e Ariana Maria. Pe cine mai avem aici? Pe Melissa. Pe Melissa și? Ani. Pe Ali și Ianis. Și pe Bri! Ia uite, Bri are costum de baie. Hai, Bri! Dă-te, Ari! Să încălzească apa copiilor! Cum e? Copiii se distrează? Priana nu mai vrea, de ce nu mai vrei? Vine apa caldă! Copiii de aici au o mulțime de costume de baie. Ei vin din Anglia. Acolo nu prea sunt piscine încălzite. E mereu frig. Distracție mare aici! Briana, dacă te bați măcar cu burtica în apă, îți dau câte like-uri vrei tu. Hai, un like, un like, un like. Like pentru Bri. S-a băgat. Vine apa caldă. Florin cu apa caldă. Mulți ani trăiască la La mulți ani! Bravo! Bravo! Două torturi! Wow! Cu ce sunt? Ciocolată, trio și diplomat. Iame! Cele mai bune! Te o așteaptă! Te o vrea diplomat fără ciocolată, iar Briana vrea cu ciocolată. Se poate de ambele? Mara ar mânca toate torturile. Întâi ar trebui sărbătorita, nici nu e aici. Da! Sărbătorita ar trebui prima. Andreea! Copiii stau la rând. Cine vrea diplomat? Hai că vreau să împărțim în toată lumea. Ciocolată, ciocolată! Uite, vorbit în română, Florin! Bravo, Florin!
toată lumea și la revedere de la noi, nu este deja departe. Am ieșit să ne conducă până în stradă. E dimineață, a doua zi, și mergem la piață. Să-i luăm lui Mimi mâncărică. Lui Negruț mâncărică și lui Purila mâncărică. Hai că te scoatem imediat, cu răbdare. De data asta mergem cu... Mașina roz. Roz pe maro. Hai. Mașina aceasta încă își caută client. Cei interesați o pot găsi pe Autovit sau OLX. Găsesc link în descriere. Smeură, mure, afine, cireșe, de toate. Și un pepenaș luăm. Bună! Încercăm și lapte proaspăt, brânză și smântânica. Luăm și caș de oi. Înghețată. Gata, cumpărăturile, mergem acasă. Flori pentru mami. Am ajuns la magazin, cumpărăm mâncare pentru toate animăluțele noastre de aici, inclusiv tratamentele de paraziți. O lună de zile nu mai avem treabă. Iepuraș, cățeluș, pisicuță, motanel de fapt. Bună, iepurile! O să-i facem un pic de curățenie, îi punem mâncărică proaspătă, îi schimbăm apa și va fi perfect. După care trecem la Mimi. Mâncare pentru iepurile! E un mix de toate! Poftă bună, iepurile! Apă! Perfect! Am pus și fânul, e perfect. Acum, Mimi! Pentru Mimi, mâncărică! Mâncărică umedă, care și ea nevoie. O să-i dăm și mâncărică uscată, dar e nevoie și de tratament pentru paraziți intern, extern. Da? Cred că a luat-o. Ai mâncat-o? Încă oare. Gata! Și acum mâncărică! Gata! I-am dat și mâncărica. Și apa. Mănâncă, văd că mănâncă. Poftea bună, Mimi. Apasă pe el. Apasă pe picioruș, hai. Hai. Pune piciorușul tine, jos. La masă. Mâncăm și noi? Mâncăm. Nu numai animalele trebuie să mănânce. Păi aici pune piciorul jos. Ce mă bucur. Ce tare. Greu, dar e acolo jos. E așa ca un vis împlinit, știi? Când îți dorești și reușești. Când știi că ai salvat de tot un cățeluș de la moarte. Scrieți-ne în comentarii dacă și voi ați salvat vreodată un animal dintr-o situație de genul pe care am avut-o noi. Așteptăm comentariile voastre. Nu musai să-l adoptați, ci pur și simplu să-l salvați sau să-l feriți de un anumit pericol. Poftă bună! Mulțumim! Eu sunt cu Ari. Ari atentează la cărțile fetelor. Teo și-a lăsat aici o carte nouă, nedesfăcută. Se gândea să o înceapă pe aceasta, dar s-a hotărât să citească... Ce? Micul Prinț. Micul Prinț. Mara are și ea două cărți începute, dar acum ce citești? Acum cu 26 de etaje. E o carte de... Arată-ne! Benzi desenate. Benzi desenate. Și Negruț a venit acasă? Mimișoar, tu trebuie să înțelegi că și el este al nostru. Și ai și tu mâncarea ta, acolo. N-ai voie să urci, n-ai voie, nu? Poftă bună, Negruț. Și dacă Negruț mănâncă, acum este momentul să îi punem tratamentul de parazit intern-extern. Mimișor, lasă-l în pace. Lasă-l în pace că e a nostru. Deja are părul ridicat pe spate. Nu e bine. E prima dată când urcă pe scări. Îl lași în pace. Asta înseamnă să ai animale. Trebuie să ai grijă lor. Trebuie să te preocupi zilnic de ele. Nu numai hrană, ci și tratamente și așa mai departe. Inclusiv afecțiune. Așa e, Mimișor, și să-l accepti pe Negruț, că e a nostru. Uite cum a venit la mine. Măi, șchioapă, măi. Familie completă și mare. Avem parte și de căpșunele. O să chem fetele să le culeagă. Arată super bine. Căpșunele! Ia să vedem. Culim și pe ele. Aha! Și era așa faină. Hop! Din păcate, le mănâncă vietățile. Dar poate culegem ceva. Ce zici, Teo? Da. Hai. Unde-s căpșunile? Aici? Hai și tu. Ia să vedem ce găsim. Wow! Vrei să mănânc una? Nu dai? Da, eu. Wow. E bună? Nespălată așa? Hai că găsim. Teuța, poftim încă una. Acest soi de căpșunele
produce tot timpul anului. Cea mai mică căpșună. Poftim! Ia uitați ce-am găsit. Cea mai roșie căpșună. Mamă! Din păcate, am fost nevoit să o bag înapoi pe Mimișor. Îi ajunge pe astăzi. Ca negru să se desfășoare și el. Mai ajung la niciun parc. De ce? Nu vă spun. Unde? Da, picură. Oh, da. Dar nu-i nimic, acum picură tare. Nu uite. Picură tare, da. Mâncărica pentru iepurile. Hai să spun, da. Hai, hai. Da, mie nu vreau să cred cum poate să mânce așa ceva. Eu nu mâncă așa în veci. Uite că animalele mănâncă și iarbă. Ce faci, băi, frumosule, măi. Negruțanule. Pepene. Pepenaș. Cine dai prima bucată? Wow. Cum s-a auzit? Peric. La toată lumea. Mamă, ce părere, Pepelie, că păcate-i. Să fie. Le tai așa, ca în Oradea, când taie bia. Da. Uite, de ce e portocaliu? De ce e portocaliu? Nu știu. Ce frumos e. Eu zic că e bine. Eu zic, e copt sigur. Poftim? Da, bun, bun, bun. Mamă și tu. Uite acolo. Ia uite, mami, a luat miezul. E să-ți un pic aici. Ură potrivit. Mâncă pepene și fuga, fuga. Eu cu Teo și cu Bri. La Jumbo. Mami, cu Mara, ne gătesc. Vrem să facem o cărită de cantor cu piept de pui. Și eu vreau să fac ceva cu mușchiuleți de porc, că toată lumea mă lasă să folosesc pui. Am și cimbru de țară de ieri. Grație foarte bine. Avem suportul pentru bebeluși. Și punem tot acolo. Am salată ieri, care e o bucată de miez. Dacă o punem aici, copilul nu riscă să se înnece. Marianei. E fericită, uite, zâmbește. S-a luminat cu baie roșie. Era nervoasă că nu mănâncă, dar până am pregătit. Așa, bun. Poftă bună. Avem de cumpărat lucruri interesante. Ce zici tu? E bună. E bună? Da. Uite, are și, și bureți. Foarte tare! Aici și la bărbie. Cam astea au fost cumpărăturile? Ieșim rapid! Avem jucărie acasă. Voi ce ziceți? Nu au fetele oare jucărie acasă? Dar nu mai sunt așa multe jucării. De acum încep cu rechizitele școlare. În curând începe școala. Nu vreau nici eu școală! Tu credi, nu școală? Da. Briana va fi grupa mare, dar nu la Bacău, în altă parte. Rămâneți pe aproape să aflați unde ne mutăm. E sezonul de vară. Multe lucruri de plajă. Hai, înapoi. Ia. Ia de-te. Aia e desumflată. Nu e desumflată. Poți eu. Să mâncăm popcorn. Ce cumpărăm? Da. Cutiuțe. Da. A, acelea nu sunt bune. Op. Penar, morcov, eu vreau unul. Când începe sezonul pentru rechizitele școlare? Rămân pentru atunci. Ei, salut de acasă. Tati este cu fetele mijlocii în Jumbo. Eu am rămas cu Ari și cu Mara acasă. Ari a adormit, slavă Domnului, pentru că noi vrem să gătim. Mara e acolo, spală cartofi. Salut! Iar eu mă pregătesc de o mâncărică de cartofi. Am cartofi, clar, ceapă. Mai am morcov și selină. Mi-ar mai fi trebuit niște păstârnac, poate pătrunjel, dar ardei. Punem și noi ce avem. Ardei, dar am o pastă de ardei, mă duc să o caut. Bulion, bineînțeles, și cam astea sunt ingredientele. În plus, eu mai pun piept de pui. Am curățat ceapa și așa arăt eu după ce am curățat-o. Sunt gata și legumele și între timp am găsit și ardei. Am trei, dar pun doar unul la această mâncare. Aici am legumele, cartofi, morcov, selină. Aș vrea să pun și un dovlecel. Nu se pune, dar nu ne place dovlecelul. Tati a venit, a adus și fetele, dar a adus și... scăunelul de bebeluș pe care l-am luat lui Alessio când au fost la noi. Iar acum mi-a rămas pentru Adi. Ai grijă să nu tai componentele. Îl desfacem și revenim. Mara, ai terminat? Da. Hai să vedem. Poți să-l ridici singură sau te ajut? Pot. E aproape montat, nu? Cum e? Miroase naftalină. Serios?
Hai să-l deschidem. Și scăunelul e gri acum, dar îl vom face al de fetițe. A fost pentru băiețel și acum îl facem de fetițe. Are două fețe, special pentru două feluri de bebeluși, și băieții și fetițe. Da, am făcut scăunelul. Hai, Ari, să vedem. Ari deja stă foarte bine în funduleț. Da. Ariana, cum e scăunelul tău? Așa zici că e pătuț? Da, poate să spuneam aici. I-am pus centurile. Mai bine. Și se poate ridica. Atât. La masă. Așa. Aici avem alt suport pentru picioare, ca să nu incomodeze. E perfect. Și când stăm funduleți, cu picioarele atârnate, putem pune aici să ajungă fix pe tăblia aceasta. Am stat de acasă și am hătărât să nu mai gătim. Până la urmă, mâncărica de cartofi s-a transformat în o mălinguță cu brânză și smântână. Pentru că e târziu. Termina și mâncărica până acum, dar na. Mergeam o mălinguță și la mâncărică și tot așa. Hai, tati, că trebuie să vezi mămăliga. Îi dau puține paste cu pesto Arianei. Doar cât să guste. Ia să vedem. Îi plac? Îi plac. Tati, să știi că pastele astea steline sunt speciale pentru bebeluși. Se înghit așa, nu trebuie mestecate. Wow, nu pot să cred. S-a dublat. Ce e dublat? Cred că e de 10 mai mare. Foarte bună, să vă fie de bine. Mai punem? Da. Eu mi-am pus și puțină smântână, sunt extraordinare așa. Încheiem vlogul aici, mulțumim tare mult că ați ajuns până la final. Aveți peste tot pe ecran vloguri, sketch-uri, challenge-uri, playlist-uri. Uite mâine, mai multe feluri. Deci avem de gătit o grămadă de feluri. Așa că rămâneți aproape. Următorul vlog e despre gătit. Culinar. Pa! Pa! V-am pupat! Pa, pa!